Bun găsit, dragi telespectatori! Vă mai amintiți finalul episodului trecut al călătoriei noastre? Sculptorul Liviu Mocan, despre care vorbim și azi, afirmă că noi, oamenii, suntem mici opere de artă de care Marele Creator are o deosebită grijă. Am aflat că fiecare lucrare de-a lui Liviu Mocan vorbește în mod direct sau indirect despre Dumnezeu. Azi, călătoria noastră mai poposește puțin pe tărâmul tainelor legăturii dintre omul artist și divinitate. Dragă Liviu, am pe suflet o întrebare care de mult vreau să ți-o spun. Există o libertate fizică care o avem noi, mai ales astăzi, democrație, circulăm unde vrem, spunem ce vrem. Da. Dar oare sufletul nostru are aceeași libertate de a fi liber? Cum crezi că cum putem câștiga și ajunge la o libertate a sufletului care să se aducă pacea în sufletul tău, în interiorul tău? Noi oamenii trăim într-o confuzie ideatică teribilă, pentru că stimulii pe care îi avem din noi înșine și din afară sunt foarte diverși. Răspunsurile pe care le avem la întrebările fundamentale, cine sunt, de unde am venit, încotro mă duc, ce e moartea, primesc un milion de răspunsuri, care mai de care mai contradictorii. Iisus Hristos, revelația noastră, șansa noastră, Cel care a venit din afara sistemului nostru, răspunde la această întrebare și ne spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și când Pilat din Pont, un reprezentant al adevărului și care trebuia să afle adevărul cu privire la diverse persoane, inclusiv la persoana Mântuitorului, era atât de confuz încât îl întreabă pe Iisus ce este adevărul. Și el era un reprezentant al adevărului. Iar Iisus îi dă în momentul acela un răspuns colosal. Eu sunt adevărul. Cu cât omul se depărtează de Dumnezeu, el devine tot mai mult robul pasiunilor materiale. Iar sufletul său, știți cum arată, cum îl văd eu, ca un cercetător, descurs, cu hainele porosite, obosit, îmbătrânit, neliniștit, noaptea să nu piardă bogățiile. Eu ce-am perceput până acum la vârsta asta? Că de fapt noi nu ne aparține nimic, nici planeta nu e a noastră. Suntem niște administratori pe care Dumnezeu ne-a dat toată planeta și toate bunurile a creat să le administrăm. Dovadă sicriul. Mi-a plăcut toată viața să merg pe la înmormântări, pentru că e extrem de util să te gândești la ziua de astăzi din viața ta din perspectiva morții și nu să te gândești la ziua de astăzi cu perspectiva morții, poate voi muri, poate nu, ci sunt sigur că voi muri, cum să trăiesc azi. Ei, mergem la înmormântări și vedem pieții oameni mergând realmente goi. Au pe ei, în culturile noastre, au îmbrăcăminte, alte culturi, tocmai pentru a conștientiza mai tare această realitate, pun trupul mortului într-un cearceaf, mortul este gol, complet. Și așa îl pune în mormânt. Și îl pune în mormânt așa. Pentru că goi am intrat în lumea aceasta și goi am ieșit. Tot ce avem aici în rest, pe parcursul vieții fiecăruia dintre noi, sunt lucruri pe care le administrăm, pe care le-am însușit de undeva, de la cineva și pe care le dăm mai departe urmașilor sau cumpărătorilor și nu ducem absolut nimic exterior, nimic material, dar îl ducem cu noi fiecare faptă bună.
fiecare cântec, fiecare iubire, fiecare gest nobil, ducem cu noi toată iubirea pe care am avut-o față de Dumnezeu și față de semeni. Mi-aduc aminte foarte mulți ani în urmă, cu aproape 20 de ani în urmă, am luat un interviu unui preot care a stat 17 ani în închisorile comuniste. Și l-am întrebat, chinurile alea, nu v-ați în stare de să vă ceriți, să vă puneți capăților? Și au zis, nu. Cu cât ne băteau mai mult, cu cât ne pedepseau mai mult, cu atât creștea credința în Dumnezeu. Și noi eram stăpânii lor, nu erau învingătorii noștri, noi eram învingătorii lor. Așa au rezistat. Mi-aduc aminte, pentru că nu se poate uita, una dintre afirmațiile lui Sabina Wurmbrand, ce spunea, ne părea atât de rău pentru cei care ne băteau și ne chinuiau, pentru că lor li s-a dat acest rol atât de trist, iar nouă ni s-a dat privilegiul de a fi bătuți și de a fi chinuiți. Vreau să revin puțin la ce ai spus înainte. Cum trebuie să trăim fiecare zi, ca și cum ar fi ultima? Pe mine mă îngrozește un lucru. Percepția asta, tineretul din ziua de astăzi, o vede altfel, o interpretează altfel. Astăzi nu o să știe ce vine mâine. Astăzi trebuie să trăiesc, să mă distrez. Caută în desfărâu, în păcat, această trăire de ultimă zi. Demonetizarea aceasta a creștinismului, care este la ordinea zilei pe toată planeta asta. Da. Unde va duce această demonetizare a creștinismului asupra personalităților copiilor? Ce urmări au asupra personalităților copiilor? Din nou, nu este întâmplător faptul că Iisus Hristos punea întrebarea, oare când mă voi întoarce a doua oară pe pământ, voi mai găsi credință? Foarte posibil că ne ducem în jos, că ne îndepărtăm continuu de Dumnezeu în loc să ne apropiem de El, iar efectele sunt efectele dominoului. Dacă eu azi nu trăiesc frumos și în lumină, urmașii mei au această influență. Desigur că fiecare este liber și există o rupere a lanțului blestemului, dar influența negativă se transformă în moștenirea pe care o lăsăm generațiilor viitoare. Acum aș vrea să trecem la un subiect puțin mai, că vorbim de ultima zi, despre moarte. Te sperie? Dimpotrivă. Moartea e singurul lucru cert în viața unui om. Da. Nimeni nu scapă de. Da. Ți-e frică de moarte? Nu. Dacă aș fi singur, o biată ființă în fața, o ființă umană în fața unui monstru uriaș care este moartea, mi-ar fi extrem de frică, pe drept cuvânt. Dar eu trăiesc și mor în Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos este mai mare decât moartea. Iisus Hristos a biruit moartea. Iisus Hristos, prin propria lui moarte, a călcat moartea în picioare și a ieșit biruitor asupra ei. Iar eu și noi, cei care îl iubim pe Iisus, noi facem parte din acest trup minunat al lui Iisus Hristos și luptăm cu moartea și cu boala și cu dușmanii prin puterea lui Iisus. Mi-a anticipat o întrebare care
vreau să-ți opun diferența între morbiditate și moarte. Tu ai spus foarte bine. Practic, noi vedem acest monstru, morbiditatea omului, frică de moarte, vede moartea ca o, ca o, ceva groaznic. Nu, nici nu-și poate închipui cât de groaznică. Tăticul meu, când pleca din lumea aceasta și i-am pus întrebarea aceasta, ți-e frică de moarte? A zis, nici de cum. O aștept cu plăcere. Uluitor. Crezi că există o artă a morții? O artă despre moarte? Prin propria existență sau o reprezentare artistică a morții? Și una și alta. Prin Iisus, cred că felul în care murim noi cu încredere și cu liniște este o artă superioară, o artă extraordinară care ni se dă rolul și puterea aceasta de a dialoga de pe o poziție de superioritate cu moartea. Cât despre exprimările în artă ale morții, ele sunt multiple, multiple. Moartea este exprimată în chip și fel în istoria artelor. Ai spus de tatăl tău, de ultimele clipe din viață. Și a făcut comparație cu tatăl meu. Da. Fiind ortodox, avea o credință nemaipomenită în Dumnezeu. Da. Dar faptul că el în biserică nu a avut cum, nimeni nu i-a explicat ce este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, ce este viața, ce este moartea. M-am trezit că mi-a pus următoarea întrebare. Oare există viață de dincolo? Păi dacă crezi în Dumnezeu, de ce mă întreb dacă există ceva dincolo? Și a murit cu îndoiala asta și cu anumită teamă față de moarte. Toată lumea fuge de moarte. Dacă vede un mort pe stradă, spune, nu, bine, nu sunt eu. Adică niciodată nu imaginăm că noi o să murim odată. Cu cât fugim mai mult de moarte, cu atât moartea vine mai devreme? Cu cât fugim mai mult de aia, oricum vine. Mai devreme sau mai târziu. Și îmi spunea cineva, și să-mi dai voie să citesc, că moartea rămâne în cei ce rămân în urma noastră. Noi trecem în nemurire. Moartea nu vine niciodată prea repede pentru omul care este pregătit de moarte. Ea rămâne în cei ce rămân în urma noastră, noi trecem în nemurire, nu crezi că atunci când te gândești la moarte, prețuiești mai mult viața, introduci în viața ta valorile reale, nu nimicuri? Desigur că în general ne fură plăcerea unei clipe și trăim dintr-o plăcere în alta și ne producem aceste plăceri ca să trăim bine în lumea aceasta, uitând de realitatea aceea ultimă, și anume că ieșim din universul acesta tridimensional și intrăm într-unul multidimensional al împărăției lui Dumnezeu. Și momentul în care conștientizăm această realitate a ieșirii noastre din lumea aceasta, această conștientizare și această nădejde ne influențează fundamental fiecare clipă, felul în care o putem trăi. Inclusiv dacă o trăim cu bucurie, cu plăcere, dar o trăim la o dimensiune superioară, având această perspectivă, față de cel care nu are perspectiva morții. Ea trebuie să fie o bucurie, pentru că moartea pune punct tragediei noastre pe pământ. Acum, chiar bucurie nu este și nu poate fi decât conceptuală. Iisus Hristos, care l-a înviat pe Lazar din morți, care știa că îl va învia din morți, a plâns la mormântul lui. Moartea este o nenorocire, este un lucru
hidos, urât. Este expresia maximă a răului în lumea aceasta. Nu putem râde în preajma ei. În schimb, putem mult mai mult de atât. Să o învingem prin Iisus Hristos, care a învins-o și pentru noi. Pentru că mi-ai amintit mai înainte de Ion Alexandru, pe care l-am cunoscut și eu personal și am avut onoarea și plăcerea să petrec o săptămână alături de el. Mare privilegiu. Mi-am lăsat aminte de un vers al lui. Pământul este cea mai curată lacrimă din univers. Tu crezi că în ziua de astăzi mai putem considera planeta noastră, Pământ, așa ceva? Cea mai curată lacrimă din univers. Ok, dar uite ce profund o pune. Pentru că el zice lacrimă. Da. E o tragedie. Viața pe planeta aceasta plină de expresii ale răului este o tragedie. Conștientizarea răului în propria mea viață mă duce la lacrimă. Ei, lacrima aceea a căinței este cea mai curată din univers. Apropo de lacrimă, am văzut suferințele lui Domnul Iisus Hristos, alu Gibson. Mel Gibson. Ultima imagine, când Hristos și-a dat suflet pe cruce, vine acea lacrimă de sus din cer, pe pământ, până și Dumnezeu a fost îngrozit de răutatea noastră. La moartea lui Iisus, Dumnezeu a plâns. Cândva Ion Alexandru, pentru mine, avea un suflet în care încăpea tot universul ăsta, toată planeta, toată lumea. Tângea după un loc ascetic, necălcat de pasul omului, în care să citească și să dispere pentru tragedia în care omul este azbărât de la începutul lumii. Exact asta era citatul. De la alungarea din Eden a lui Adam și Eva, omul trăiește cu adevărat o tragedie pe acest pământ. Te întreb, când și cum se va sfârși ea? Oh, dar ea, care este o mare realitate, realitatea de fond a condiției umane, tragedia, ea se încheie pentru cel care revine în grădina Edenului, hrănindu-se din pomul vieții, revine în momentul acela al convertirii, în momentul întoarcerii mele la Dumnezeu, practic, eu mă reîntorc într-o relație personală cu Creatorul meu și, practic, în momentul acela, eu încep să viețuiesc în două realități, dat fiind faptul că sunt în trup, mai trăiesc în tragedia lumii acesteia, dar pentru că spiritul meu s-a eliberat, s-a mântuit, în aceeași clipă eu trăiesc și în împărăția lui Dumnezeu. Astfel că sunt prezent în două realități continue, astfel că tragedia nu mai rămâne tema majoră a existenței mele, ci bucuria vieții împreună cu Creatorul meu devine tema majoră. Cealaltă rămâne, dar e tema minoră. Și acestea sunt și temele din destinul Mântuitorului. Moartea, vinerea mare, este o realitate uriașă, dar este tema minoră a existenței lui și a revelației lui. Tema majoră este învierea lui din morți. Este duminica. Dragă Liviu, aș vrea să-mi spui cum vezi tu lumea de astăzi, la nivel global, cum vezi planeta asta. Că eu am o imagine foarte cruntă. Am avut, văd din spațiu, din cosmos, să zic de pe lună, văd pământul tot, dar văd înconjurat, prizonier, într-o plasă uriașă pe care o stăpânește Satan.
Cum vezi tu lumea asta? Lumea de astăzi, cum o percep tu? Eu așa o percep acum. Pentru că am început dialogul nostru spunându-ți că suntem doi prieteni, dăm voie să fac un lucru pe linia aceasta. Îți adresez eu această întrebare, ție prietenului meu, și te rog, dezvoltă, cum vezi tu lumea aceasta? Eu o văd ca o împlinire a ceea ce scrie Biblia, în vremurile din urmă. Noi trăim deja în vremurile din urmă. Trăim exact ce s-a scris în Biblie, cum vor fi oameni acum 2000 de ani. Fără credință, dornici de bani, de mândrie de sine, ne credem nemuritori că dacă suntem plini de bani și mândri, nimeni nu ne poate atinge. Da. Și aici intervine altă tragedie celor care vor cădea din mândria de sine, din păcatul mândriei de sine și se vor trezi ca niște vermi. Și aia e tragedia cea mai groaznică, că nu știu cât se vor putea ridica de la pământ să se ridice către Dumnezeu. Câți vor putea? Pentru că ei se consideră mici Dumnezei, zrupți de realitate. Și cred că totul îi se cuvine. Și ei cred că tot ceilalți sunt supuși, sunt oameni de nimic. În vremurile de urmă, copiii de vor mai asculta de părinți, vor exista ce se întâmplă astăzi. Homosexualitatea. Cine impune Uniunea Europeană acum? Să schimbăm Constituția și să acceptăm căsătoriile dintre bărbați, între doi bărbați și două femei. Copiii nu mai ascultă de părinți. Tehnica evoluează fantastic. Găsim în Biblie. Familia a intrat în criză. Familia tradițională românească este distrusă, pătrunzând în familie tot felul, acest modernism. Nu mai putem vorbi de o căsătorie. Căsătoria între cei doi parteneri trebuie să existe sfințenie între ei, sentimente de sfințenie. Pentru că în clipa când nu mai există iubire și sfințenie, s-a desfințat căsătoria. Mm-hmm. Vedeți, adulterul este la ordinea zilei. Mm-hmm. Și soția și bărbatul, orgolioși, cât mai independenți, vor poziții sociale. Și multe, multe. Războiul. Vorbim toată ziua de război și strigăm pace, pace. Și pacea a plecat. Nu mai e. Dorim pace cum am dorit viața veșnică. Cum dorim viața veșnică? Vorbim de vremuri foarte grele. Însăși planeta noastră, care nu e a noastră, ea la Dumnezeu, tu vezi, e ca un bolnav în metastază. Nu mai poate. Cu tremure, taifunuri, sute de mii de oameni morți. Și încă cu asta închei, în vremea de urmă, dintr-o familie va rămâne unul. Observi câte accidente zilnic. Sunt 4 mașini în aceeași familie. 3 mor, 1 rămâne. Sunt niște lucruri pe care nu ne mai... Pentru omul modern de astăzi, totul este normalitate. Toate răutățile astea sunt normalitate. Nu mai e timp ca să-ți povestesc, să intrăm într-un dialog vis-a-vis de treaba asta. Dar sper că o să avem ocazia să lucrurile astea să le dezbate mai în altă emisiune și mai pe larg. Iartă-mă că terminam așa trist. Dar asta Haide e să terminăm pozitiv. Și anume, tot ce ai descris este o realitate. Răul cu expresiile lui dramatice. Dar concepția noastră despre lume și viață, înțelegerea noastră, este că răul nu e egal cu binele. Și să ne înspăimânte faptul că forțele răului cresc. Pentru că în revelația divină pe care o avem în Sfintele Scripturi, răul este inferior binelui. Binele va învinge întotdeauna. Dumnezeu are un destin hotărât inclusiv pentru diavolul și pentru toate formele răului.
Va veni o zi în care El, Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, va spune diavolului și expresiilor lui, gata, ajunge. Sunt sigură că povestea artistului Liviu Mocan v-a captivat, însă astăzi trebuie să ne oprim aici. Vă aștept data viitoare la un nou episod care va fi unul cu totul special. Nu doar că ne vom îmbarca din nou și vom călători spre meleagurile vieții de artist, dar vă promit solemn că vom face și o călătorie în timp.